Bine m-am regăsit, prieteni! Prieteni, musai să vă spun o vorbă mare pe care o știți cu toții, dar, din păcate, politicienii nu o spun. Bă, rușii s-au tâmpit. Sigur, vorbesc despre politicieni, ca să nu înțeleagă lumea, că dau cu anatema, da, ca Teodosie, peste popoare. S-au tâmpit după masacrul ăla îngrozitor, și trebuie spus îngrozitor cu toată seriozitatea, da, de la Moscova. Adică, băi, acolo s-au întâmplat niște lucruri ciudate. Nu vreau să intru în conspirații, doar arăt și cealaltă opinie. Bun, acolo s-au întâmplat niște lucruri îngrozitoare, niște jihadiști care au venit din Tadjikistan, spun oficialitățile ruse, ministrul de interne al Tadjikistanului spune, bă, sunteți tâmpiți, ăia pe care ați arătat prima dată îți la lucru, unul în Samara, ăla îți lucrează pe aici, pe la noi, prin țară. Au apărut niște oameni în patru bucăți, schingiuiți, unul cu urechea tăiată, obligat să o mănânce, o nebunie, ok? Nu mai zic că după trebuie să pun pe ecran chestia aia, că să vă bulversez emoțional, da? Și oricum vă bulversez emoțional. Dar ăștia acum arată cu degetul, deși au prins pe ăia, pe islamiști, da? Către SUA, către Ucraina, către Marea Britanie. Adică oamenii sunt tâmpiți rău de tot. Ăia din Kremlin, am impresia că stau într-o bulă. Am zis cu B. Nu cu B de la popă, cu B de la balastieră. Da? Pur și simplu sunt blocați într-o bulă de aia în care cred că îți fac ședințele pupându-se pe gură, cu limbă, evident, da? Unii pe alții. Pentru că altfel nu-mi explic cum o grămadă de tântălăi de aia de la Kremlin vin și bagă tot felul de idei în capul rusului. Un rus care ar trebui totuși să... Bă, dacă i-au prins pe aia din Tadjikistan, ce ori avea serviciile secrete din Statele Unite, din UK și Ucraina, mai ales că ea din Statele Unite le-a spus, bă, fraierilor, băi, kremlinezilor, da, vedeți că se pregătește ceva. Și se știa, s-a aflat după, da, de fapt, că nu acolo la ăia 6200 era miza, 6200 de persoane în sala aia de spectacole, ci o miză mult mai mare. Este un, așa se numește, șaman. Da, un cântăreț rus mare, în vogă acum, ăla care cântă așa, limit un pic pe Vysotsky, dar cu o voce așa mai segmentată. Deci că îi bat tacheții ca la Mercedesurile alea din 70. Știi? Și acolo unde se adună zeci de mii de oameni, acolo vreau să meargă ea să mitralieze. Doar că, în loc să zică mulțam fain Statele Unite, Kremlinul arată către Statele Unite. De ce să zică mulțam fain? Pentru că dacă nu stricau Statele Unite planurile teroriștilor, da, ăștia jihadiștilor, acolo s-ar fi lăsat nu cu 137 de morți, poate cu sute de morți, sau mai știu eu ce făceau ea să fie breaking news-ul total. Din păcate. Spun din păcate, pentru că rus sau nerus, nimeni, da, niciun nevinovat n-ar trebui să moară pentru că sunt câțiva idioți în lume. Bun, bun. Și dacă ne uităm mai încolo, da? Directorul FSB, adică fostul KGB, un fel de Sfântul Petru al Rusiei, anunță că știe cine a pus la cale atacul terorist, facilitat de serviciile speciale occidentale, serviciile speciale ucrainene au o legătură directă, adică încearcă cumva să-l facă pe rusul ăla, care și el ar vrea până la urmă ce vrea. O mașină bună, pe lângă o nevastă și o casă, da, astea sunt de înțeles, niște copii care să nu tragă pe nas sau să fumeze fără știrea părinților, să nu bea vodcă dacă se poate, chestie destul de urâtă, nu poți să spui asta în Rusia, știi? Adică vrea o viață normală și rusul ăla. Și încearcă să-l ducă dinspre jihadiștii ăia pe care Putin i-a sprijinit tot timpul, pe care URSS-ul i-a sprijinit tot timpul, pe care pur și simplu de 100 și ceva de ani Rusia asta face, îi sprijină, inclusiv Yasser Arafat. Și aici trebuie făcut o paranteză. Yasser Arafat, ăla cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei, OEP-ul, ăla a fost prieten și cu Ceaușescu, cu toți comuniștii, că ăștia băgau bani ca să facă ăla atentate. Și după ce n-a mai făcut atentate și o să mor eu dacă mai fac atentate, fraierii de occidentali au zis, băi, totuși băia bun, au murit câteva sute de oameni, a deturnat avioane, dar hai să ne împăcăm cu el, hai bă, bem o pălincă și ne împăcăm. Adică o porcărie. După aia vine Petrușev,
Petrușev, care acum e ceva secretar adjunct, ceva mama dracului pe acolo de la Consiliul de Securitate a Rusiei, dar Petrușev era, da, acum zice, acuză Ucraina, evident, Petrușev ăsta era în 99 șeful KGB-ului. Da? Ăla care a pus bombe și a omorât 300 de ruși în Moscova, în Riazan, în Vladivostok, da? 4 bombe. A 5 au descoperit aia de la poliția locală că au sunat locatarii. Băi, sunt doi care tot pun o chestie acolo și scârție. Și când au, băi, dar asta e bombă. Și Petrușev era șeful KGB-ului. El l-a ajutat pe Putin să devină din premier președinte în 1999. Dar lumea se preface că nu știe chestiunea asta, că le-a uitat, că ce să vezi. Doar că avem o ipoteză șoc. O ipoteză urâtă și n-aș vrea să creadă cineva că intrăm în conspirații, ci pur și simplu încercăm să dăm și o altă abordare. Bă, v-am arătat abordarea rușilor, v-am arătat tâmpeniile lor, acum vă arătăm o chestie la care destul de greu să zici, bă, nu cred. Vă arăt niște poze. Asta este sala. Da? Au început împușcăturile, au început tot felul de nebunii. Dacă vedeți, lumea încă e nedumerită. Și îi vedeți pe ăștia în albastru. Albastru, albastru. Stau liniștiți pe locurile lor. Deja se auzeau împușcături. Sunt agenți FSB. Da? Bă, niciun glonț nu i-a nimerit. Niciunul. Vă arăt altă poză. Da? Ăsta, de fapt, acum scria niște mesaje. Toți erau îmbrăcați în albastru. Și atenție, albastru are o semnificație globală, o să vedeți imediat explicația. Mă duc mai departe. Aici deja îi vedeți și pe ceilalți. Da? Ăsta pe care vi l-am arătat stă acolo în liniștit, scrie mesajele. Ăla din față stă și el liniștit. Ăsta se uită, da? Și mai este încă unul acolo. Toți liniștiți. Atenție, în timp ce lumea pleacă, ei stau, ăia doi, din partea mea, cum vă uitați voi la televizor, cred că e dreaptă, habar n-am, unde, nu, unde aici, da? În partea aia. Ăia doi privesc, fără să fie impacientați, ăștia alți doi, tântălăi ăștia de aici, stau liniștiți. Vă mai arăt o poză. Uite aici. Deci lumea deja pleacă. Pleacă liniștit ăsta și uite-te la cât de liniștit este ăsta la altă. Da? Bun. Aproape satisfăcut. Dacă te uiți la fața lui, bă, ai zice, băieți, ați început bine. Cred că mai am o poză. Da? Și mergem la Actual 24, ipoteză șoc, sala de concerte Crocus, unde a avut loc atacul terorist, era înțesată de ofițeri FSB îmbrăcați în albastru, care și-au păstrat calmul și în care teroriștii n-au tras niciun glonț. Și acum, explicațiile. Ca să înțelegeți de unde până unde se rezolvă problemele în Rusia. Canalul independent Belarus Nexta, Belarus făcut de un belarus, de un student belarus. Dar atenție, canalul ăsta are sediu în Varșovia, pentru că dacă ar fi în Belarus, Lukashenko l-ar mânca la micul dejun. Da? Canalul ăsta a analizat în detaliu sute de minute de filmări pe telefon surprinse în cursul atacului terorist de la Crocus City Hall și a remarcat că în sala de concerte unde s-au produs cele mai sângeroase evenimente ale acestui atac se află mai multe persoane îmbrăcate absolut identic. Bluză albastră, blugi deschis la culoare. Examinarea gesturilor acestor persoane relevă că toate au manifestări atipice pentru niște simpli spectatori surprinși în mijlocul unui atentat terorist. Astea vi le spun ca să înțelegeți că există o altă realitate pe care ne-o tot bagă prorușii ăștia din toată Europa și inclusiv din România sub nas. Ăștia care urlă că în România nu-i democrație, că în Franța nu-i democrație, că în Germania, ăștia dacă ar urla același lucru în Rusia, cred că ar avea vreo 15 minute, atâta că să pice de la parter până la etaj. Știi că parterul la ei e ca la etajul 50. Bun, bun. În primul rând, îmbrăcămintea lor atrage atenția. Bluza albastră și blugii de aceeași culoare sunt o combinație destul de casual, ceea ce îi ajută să se amestece mulțime, dar în același timp îi face destul de ușor de observat între ei.
și de către teroriști. Ei sunt clar vizibili la ieșire, dar dacă vă uitați cu atenție, bărbații în albastru pot fi zăriți și în alte părți ale sălii. Da, ce v-am arătat. Mai departe. În al doilea rând, comportamentul lor. Toți sunt calmi, nu fug nicăieri, nu intră în panică, spre deosebire de absolut toți spectatorii aflați în sală, care se comportă haotic. În videoclip, este un videoclip, eu nu pot să vi-l arăt pentru că acolo e cu morți, da? Un bărbat în pulover albastru și blugi chiar împinge înapoi pe culoarul dintre scaune o femeie care se îndrepta spre ieșire. Adică, cumva, au nevoie de victime. Exact asta s-a întâmplat în 99. Eu nu o să bag mâna în foc, e adevărat sau nu, dar am zis și cealaltă variantă, asta în care FSB-ul a stat și a profitat de nebunia asta, știau și ei, că îți dai seama că au fost anunțați de serviciile secrete americane și atunci au zis, bă, dacă se întâmplă e în folosul nostru, că putem să arătăm spre Ucraina, dacă arătăm spre Ucraina poate că mai găsim câțiva de ăștia labili în lumea liberă care spun, domnule, să nu mai ajutăm Ucraina, că uite ce fac, dacă, asta e pe de-o parte, pe de altă parte, știi, în momentele astea de haos politic, de haos, de moarte, de răniți, da, întotdeauna lumea se strânge în jurul unuia care zice că protejează lumea. Cine să fie, cine să fie, domnul Putin să fie. Bun? Bun. Ulterior, exact bărbatul ăla începe să filmeze. Cât se poate de calm cu telefonul, în timp ce toți spectatorii din jurul lui fug disperați care încotro. Se poate observa că bărbații în albastru se uită unul la altul din când în când, ca și cum ar căuta o confirmare a identităților. La un moment dat, în videoclip, o voce masculină din spate, unde se află presupusul ofițer FSB, sugerează să se închidă ușile, iar bărbații în albastru susțin pe rând această idee, creând iluzia unui sprijin în masă pentru această idee. Ulterior, acest lucru va face ca multe persoane să nu mai poată ieși din sală din cauza ușilor închise și să fie lichidate de teroriști. Ca să înțelegeți, tată. Da? Și când mai vin tot felul de proruși să ne spună că la noi nu-i democrație, că totuși Rusia, că măreața Rusie, că ar trebui să fie pace și Ucraina să cedeze și noi n-ar trebui să fim țintă nu știu de care, ce căutăm noi în Uniunea Europeană, ce căutăm în NATO, dați-le peste nas pur și simplu cu astfel de informații. Pentru că se creează un fenomen incredibil, dar extrem de simplu. Statele nedemocratice uzează de propriile noastre instrumente ca să ne dea peste nas. Da? O să povestim într-o zi și despre TikTok, să vedeți diferențele enorme între TikTok-ul din China și TikTok-ul din cealaltă parte a lumii, lumea liberă. În China, dacă ai face ce faci în lumea liberă pe TikTok, îți vine poliția Tsuhaus. Da? În China, 95%, fac o paranteză, 95% din tot ce se pune pe TikTok este educațional. Să vorbim despre vulcani, să vorbim despre literatură, să vorbim despre geografie. 5% e entertainment, distracție. La noi este exact invers. Numai că distracția asta, da, pe care o credeam noi că 95%, de fapt e înțesată de droguri, de sex, de tot felul de nebunii. Bun, bun. Și lucrurile par să se rostogolească. Pentru că rușii sunt extrem de nemulțumiți că prea repede s-a aflat că sunt jihadiștii la mijloc. Îți dai seama, dacă prindeau ei ceva care se semene a ucraineni, sau dacă nu-i prindeau pe ăștia, numai că a fost prea gogonată să nu-i prindă, și aici am niște rezerve, da, dar e opinia mea și atât, ok? Adică te duci tu 378 de kilometri în 5 ore pe o autostradă vineri, seara, când orașele mari se golesc și pleacă în altă parte, mai liniștite, mai fără poluare. Hai, bă, să fii serios. Du-te în Germania și o să vezi că, deși zic ăia că e viteză nelimitată, ai tot felul, ai 2-3 porțiuni în care poți să mergi cu 300 la oră. În rest, te duci cu 120-130. Câteodată și cu 90, stai liniștit. Am bătut Germania de la un colț la altul. Și am mers și eu cu plămânii umflați, ca să nu zic cu altceva, da? Cu ginecomastiile de șofer tânăr. Mamă, mă duc cu 300 la oră. Hai, fii serios. Ai mers cu 130, sute de kilometri. Ok? Și îi ajung în 5 ore la 378 de kilometri. Hai să fii serios. Bun, bun, bun.
Și mergem la... Domnul Man îmi scrie o chestie foarte deșteaptă. Ați avut o postare cu atacul din Moscova. Dacă urmăriți cu atenție trăgătorii, da? Din țeava unora parcă ies artificii sau pognitori, ceea ce la un glonț normal nu se vede. Adică, lăsăm la o parte greșelile pentru că e mult autocorect din telefon acolo, dar parcă ies pognitori. Îmi pare rău că nu pot să dau video, în lumea liberă există niște reguli. Nu poți să dai pe televizor clipa în care oamenii mor. Pozele n-ar fi concludente, să fac stop cadre și de astea. Dar asta s-a întâmplat. Ei aveau nevoie de acest atentat. În momentul în care au fost cumva avertizați de serviciile secrete americane, în momentul ăla li s-au pus în mișcare neuronii spurcați din capul lor. Hopa! Băi, stai să vedem cum putem profita de asta. Să-i radem din prima sau găsim ceva? Asta cred. Nu cred că FSB a organizat, dar cred că după ce au primit informația de la americani, au făcut tot posibilul, da, și au făcut toate calculele posibile ca să vadă cum le folosește nebunia asta. Și mai îmi scrie USAID o chestie foarte deșteaptă. Culoarea albastră a semnificat în cine să nu trageți. Pe modelul blue-blue al armatei americane. Există în... Eu am întrebat, că n-am știut de chestia asta, sincer, și am dat telefon la doi oameni care au fost în... unul în legiunea străină și unul pușcaș marin în Statele Unite. Și, într-adevăr, există blue-blue ăla, da, în Statele Unite, există și în Franța, da? Și s-a cam globalizat în lumea întreagă, dacă ieși cumva de-a lor, de-a ălora care trag, blue, 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 da? Ăsta este semnalul că, atenție, în mine nu tragi pentru că avem o relație mai specială. Asta s-a întâmplat, de-aia erau îmbrăcați aia în albastru, fesebiștii, ca să mergem mai departe. Acum, sigur că tot Kremlinul este cu ochii către Ucraina. Ei știu foarte clar că n-aveau ucrainenii ce să caute acolo. Nimănui nu i-ar fi convenit, da, să facă asemenea porcării. Și aici nu vorbim de etică. Hai să zicem că etica în război câteodată se duce dracului. Putem fi de acord cu asta. Adică nu sunt de acord că să se ducă dracului, dar sunt de acord că se întâmplă, din păcate. Însă, câștiga ceva Ucraina. În momentul în care Ucraina ar fi fost vinovată de așa ceva, orice ajutor internațional din lumea liberă era stopat. Aia este clar. Da, ar fi fost o schimbare la 180 de grade a tot ceea ce înseamnă astăzi solidaritate față de Ucraina. Și ucrainenii știu asta. Da? A doua chestiune. Marea Britanie. Ce să caute Marea Britanie acolo? Ar trebui să fie nebun. Statele Unite la fel. Doar că acum ăștia sunt chitiți, sunt extrem de furioși ăștia din Kremlin, pentru că nu le iese. S-ar putea să fie și calculul doar pentru uz intern. Bă, nu ne interesează ce crede lumea liberă, ni se rupe nouă de Marea Britanie, îi hârâim un pic, îi hârâim și pe americani, dar nu ca să-i hârâim pe ei, ci ca să le arătăm ăstora de la noi că, băi, sunteți în stare de asediu. Este acel sindrom al cetății asediate în care vine tătucul și salvează. Și mai este o chestiune. Putin le-a promis, acum 2 sau 3 săptămâni, când naiba a fost ales dobitocul ăsta, iar la Kremlin, președinte, ci că le-a promis siguranță, le-a promis prosperitate, le-a promis o grămadă de lucruri. Ei bine, ia ca securitate. Pe cine? Trebuie să dai vina pe cineva. În același timp, nici nu vrei să renunți la calculele alea prin care ai lăsat ca să se întâmple lucrul ăsta, pentru că ai zis, bă, pe dacă dau vina pe ucraineni, câștig de 2 ori, îi calmez și pe ăștia din țară, le arăt că e dușmanul nostru Ucraina, da? Exact în ziua în care, da, dimineața s-a pronunțat pentru prima dată în Rusia cuvântul război fără să fie arestat. Înțelegeți? Adică va trebui să mergem pe firul logic. Pentru că este o imensă avalanșă de dezinformare. O imensă avalanșă de dezinformare. Și degeaba le spui, bă, uite-te, aliatul ăla mare al Rusiei, da, Belarus, vine inclusiv Lukashenko, care strică jocurile FSB-ului și al lui Putin.
Da? Că ăștia tot ziceau, domnule, ăștia vreau să meargă teroriști în Ucraina. Teroriștii au încercat mai întâi să fugă în Belarus. Au înțeles că era imposibil să intre în Belarus. De ce? Ceva l-a speriat și pe dictatorul ăsta, pe Lukashenko. Ceva l-a speriat și cred că își pune problema negocierilor de după Putin. Pentru că Putin nu este veșnic. Da? Într-o zi, ori o să-i vină o tumoare de aia mare, cum se tot spune că are, ori într-o zi o să vină unul și bă, în timp ce-și curăță pistolul, bang, una în cap și ce să vezi, i-a căzut o stea în cap. Înțelegi? Și după aia, după aia jocurile se complică. Va fi o perioadă în care nu știi cine vine la Kremlin. Va fi mai rău decât Putin. Va continua nebunia lui Putin. Cum tratăm cu el? Ăla va trebui să joace pe sârmă. Nu poate să treacă dintr-o dată la 180 de grade. Adică va trebui să aibă niște discursuri cât de cât sfărăitoare și după încet, încet, încet să se ducă așa loșon, cum ar spune Ardeleanu, mai încetuți, către o negociere prin care să aducă pacea. Belarusul știe foarte bine că nu are un viitor decât până trăiește Putin și viitorul ăsta e destul de incert. Tabloul prezentului este maro rău de tot. N-are niciun chef nici Belarusul să se pună rău cu marele vecin numit Polonia. Pentru că cu polonezii nu te joci la fazele astea. Polonezii și-au văzut de 3 ori țara dispărând de pe hartă și în momentul în care polonezul spune titau, păi citaie. Asta este de pe Bârgaie, de lângă Bistrița. Știi că aveau cuțitul aici la Turiac, la cizmă? Și Doamne ferește să-i joci mai mult de 30 de secunde nevasta sau prietena sau mândra la horă, când mă vrea, bă, titau, s-o trăiți. Ia-o, domnul, am încălzit-o numai, ia-o și apoi vezi ce faci cu ea. Ceva în genul ăsta joacă și tovarășul Lukashenko. Va fi urât. O perioadă în Europa va fi urât, în lumea liberă. Va fi urât pentru că e criza economică, vor începe crizele sociale și asaltul ăsta extraordinar al suveraniștilor, de fapt al extremiștilor. Oameni care nu înțeleg nimic din filozofia europeană, sunt nerăbdători și nu înțeleg ce înseamnă integrare, au impresia că dacă au aderat la o Europa care nu seamănă cu un supermarket cu preț redus, este o mare goleneală istorică. Gândiți-vă ce ar fi fost România fără NATO și fără Uniunea Europeană. Și nu trebuie să vă gândiți mult. Vă uitați la Moldova și vă uitați la Ucraina. În momentul ăla, în mod evident, istoria vă arată și vă dă mură în gură totul. Nici o explicație nu mai are rost. Gândiți-vă numai atât. Moldova și Ucraina. Ați fi pus lângă ea și România? Publicitate. Așa, și vă spuneam aseară că ambasadorul Rusiei a refuzat convocarea la Ministerul de Externe al Poloniei. Da, ambasadorul Rusiei la Varșovia. Adică omul a zis, băi, lăsați-mă cu fițe de astea, eu sunt rus, eu sunt... Ok, și rușii, care sunt niște idioți, primesc acum o pălmuță pe bucuță. Varșovia se pregătește să-l expulzeze pe ambasadorul Rusiei, a dat dovadă de dispreț la adresa Poloniei, nu putem rămâne indiferenți. Eu sper să-l expulzeze până la urmă și sper, eu tot spun asta de luni de zile, ca toate țările din Uniunea Europeană să expulzeze ambasadorii ruși. Că până la urmă ai nevoie de unul la Bruxelles, că acolo este sediul NATO, și de unul la Washington ca să mențină canalele deschise, alea de comunicare. În rest, pașol Naturbinca, Cuzmin, pașol Naturbinca, ala din... Eject. N-au ce căuta. E ca și cum am avea, și tot spun, și tot spun, și tot spun, ambasadori ai statului islamic, al Al-Qaeda, în Uniunea Europeană. N-are sens. Pur și simplu nu are sens. Pentru că ăștia merg pe dispreț, au în ei tot felul de hibrisuri de alea, de boli de alea prin care dau pe din afară, se cred extrem de importanți și ei, Doamne ferește, să-i treacă în centru Uniunii Europene, într-un oraș, că n-au banii să meargă la Budă. Înțelegi? Și de acolo să sare să fure hârtia igienică, așa cum sunt obișnuiți. Davai ceas, davai palton.
Da? Soldat rus, soldat rus, de ce te-au pus așa de sus? Ca să te admire popoarele sau pentru că îți put picioarele? Asta era al lui Păstorel, da? Și este genială, ar putea fi imnul, da, Rusiei. Ăștia sunt. Ăștia sunt. Eu sper să meargă până la capăt cu expulzarea. Și dacă nu merge Polonia până la capăt cu expulzarea, măcar este un semnal că, bă, băiatule, nu te pune cu noi, bă, că noi suntem obișnuiți să avem comenzi pe volan, noi mâncăm unt, noi bem un vin bun, nu bem poșiri ca voastră din care muriți la 40 de ani, la 50 de ani. Vă spuneam de un prieten de-al meu care are bună sa, avea, că a murit, hoșca bătrână, da? În Rusia. Și... Da, l-au dus părinții acolo, măsarul soaică, hai să-ți cunoști bunica, ai nie, după Revoluție, și avea vreo 16 ani, 14, 15, 16 ani. Și l-au dus bună, să mergem, să arăt, de zai, de păgăghi, de tăbași, ceau ce chelni, să amos filmul, ca de-ți filma Gorbaceva. Da? Și-o mers și-o luat de la automat. O sondă de aia de 250, un par de la de 250, l-a umplut cu vot, că i-o dat și la copil, și bătrâna, pe gât. Și ăsta săracul, care nu mai gustase în viața lui alcool, că totuși trăia la Cluj, nu te duci să bei vodka la 14, 15, 16 ani, ok? O mirosit, o pus limba pe ea și zis, buni, buni, așa cum s-a priceput în rusa de la masa, dar eu așa ceva nu beau. Nu ești din diamonul ăsta. Nu ești un rus adevărat. Nu poți să dai pe gură, dintr-una, 250 de mililitri, da? Un sfert de vodka. Ăștia sunt, tată. Ăștia sunt. Și le-a intrat în cap că sunt foarte deștepți. De-aia trebuie puși cu botul pe labe. Toți porcii ăștia din politica aia al Kremlinului, și iară spun, vorbesc despre politicieni. Nu-mi permit să vorbesc despre deștia pe care, na, masa aia mare. Am mai știut de mumă, de bună salul ăsta, că ăsta mi-a zis și am citat, hoașcă bătrână, și-o zis, bă, tată, s-a uitat la mine cu o ură, că am crezut că acolo mă bate, mă calcă în picioare. Toți ăia s-au uitat la el, cum adică nu bea, pune el la paharul de vodcă înapoi, îl pune acolo pe pervaz, că erau la crâșmă de aia, de botul calului, vai de mama lor. Ăștia-s rușii, știi? Macron vine și spune foarte clar, apropo de ce vedem noi la televizor, loviturile în Odessa. Da? Războiul se poate extinde în Moldova dacă Rusia ocupă Odessa. Acum, eu parcă aș vrea mai multă comunicare de la ai noștri, că eu comunicarea pe care o văd de la ei noștri, în afară de faptul că trebuie să meargă Cârstoiul la primărie, că să-l dea jos pe Nicuș Ordan, că piedone el mai tare care ginecomastie cu Zvarovski, că, da? Eu nu aud nimic. Bă, tată, a zis că măriți impozitele, că intrăm pe industrie de război. Dacă măriți impozitele, că într-adevăr avem nevoie de industrie de război, păi bă, măcar explicați, mama dracului, voi intra limba în esofag. Nu, tată, noi cu alegerile, agenturile să se ocupe. Știi, un fel de nuntă de asta, de un fel de film de asta balcanic, în care vine puhoiul, vine tsunami peste tine și tu zici, lasă, bă, că vine vaporul să mă salveze, vaporul NATO. Știi, e ca acolo la, dacă ați citit Kazantzaki sau ați văzut filmul, Zorba Grecu, ăia tot dau eșecuri, pe, vai de mama lor, tot eșecuri, curvă sării cu mândra aia de la crâjmă și la un moment dat totul se prăbușește, mina se duce dracului, ce ne facem? Și bătrânul, da, Zorba, începe să danseze, păi, pe dansul ăla lor minunat, pe care noi așa l-ați întâlnit cu toți în Grecia când spărgeau farfuriile. Și îl întreabă tânărul Kazantzakis, da? Autorele, semi-autorele, că nu-i chiar autobiografie, da? Dar sunt întâmplări din viața lui. Bă, ce faci, bă, tu nu vezi că ne prăbușim, vai de mama noastră să murim? Și e ce asta, da, mă, dar ce prăbușire spectaculoasă. Cam așa văd eu ce se întâmplă acum în România. Nimeni nu zice nimic. Ieșiți, bă, mama soară, mă, măcar Băse, ieșea la ora 7, da? Ziceau ăștia, iese cucu de la ora 7. Păi mie mi-e dor de Băsescu, tată. Băsescu venea și spunea trum, 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 te informa. Apă că-l iubeai, că nu-l iubeai, că erai furios. La un moment dat veneam de la finii mei de la Iași și era chestia cu demiterea, cu să-l demiți pe Băse. Da, votează, da, pentru demitere sau nu știu cum era acolo. Și era un banner mare prin Târgu Frumos. Spune, da, demiterii, Băse a tăiat ajutorul social. Și zic la nevastă mea, bă, păi eu de-aia aș vrea să rămână, ca
a tăiat ajutoarele sociale. Ăștia de aici vor să-l demite ca... N-am înțeles nimic. Știi? Și asta e diferența majoră între Transilvania și restul țării. Noi cerem să ni se ia mai puțin, ceilalți cer să li se dea mai mult. Dar asta e o chestiune internă pe care nu o discută ăștia, că acum sunt toți anesteziați cu posturile, cu împărțelile și cu șerițele de partid. Bun, bun. Și atunci aștept și eu să văd, nu știu, la francez. Că la francez mă uit. Dacă vreau să aflu ceva despre război, mă uit la francez. Da, la France 24, au BFM TV, adică au totuși analize prin care poți să înțelegi ce vremuri vin. Și sincer, simt așa nevoia să pun niște, m-ați văzut un pic cu burtă, ca să am de unde slăbi, că nu va fi bine deloc. Bun, și mergem acum, că am zis, de statul terorist rus. No, hai să vedem punctele și demonstrația că Rusia este un stat terorist. Există asemănări flagrante, da? Cu ISIS, cu statul islamic, cu Al-Qaeda, cu toate celelalte organizații teroriste. Punct cu punct. Și mi le-am notat aici, tată. Este același tip de violență. Masă. Să fie mulți oameni. Da? ISIS, la concertul ăsta de la Crocus. L-ați văzut săptămâna trecută toată lumea pe televizor. Kremlinul. Amintiți-vă de teatrele, maternitățile și școlile bombardate în Ucraina. Adică să fie cu civili, să fie emoție publică, să se îngrozească lumea, să facem în așa fel încât să se... Băi, și dacă omorâm 100, 100 de mii după aia să se înspăimânte. Da? ISIS are ca armă de război, o spur ca armă de război, violuri. Da? Violul și decapitarea. Asta este marca lor. Marca armatei roșii, armatei rusești, este violul sau uciderea prin cruzime. Pur și simplu prin cruzime. Adică nu mai este un război în care, sigur că niciun război nu-i preferabil păcii. Dar știi, câteodată poți să mori cu onoare sau poți să-ți faci datoria față de patrie împușcând dușmanii, că asta este. Da? Așa au lăsat Dumnezeu sau Satana sau știi naiba cine a lăsat chestia asta pe pământ. Dar aici e uciderea cu cruzime. Amintiți-vă de bebelușul ăla de 11 luni, da, violat, tăiat, cu zetul pe spate și după aia ucis și filmat și trimis la prieteni. Sau de familie ucisă după ce toți au fost violați și fiecare a trebuit să vadă moartea lui la alt pe rând. Înțelegi? Da, tu vezi pe tactul, nu vreau să intru în detalii. Asta este, da, marcă înregistrată, la fel, umăr la umăr merg. După aia, ISIS, statul islamic. Da, am auzit cu toții de ani de zile cum răpesc copii, intră într-o felul de sate izolate, comunități izolate și iau copiii și cresc ca soldați. Hai să ne uităm la Rusia. Mii de copii din Ucraina răpiți pur și simplu și duși pe nu știu unde. V-am dat știrea, cred că acum vreo două săptămâni, când agenții de asta de un fel de detectivi particulari, prin satelit au reușit, prin recunoaștere facială, să aducă acasă în Ucraina câțiva copii, pentru că i-au găsit. Există și un proces împotriva Rusiei care răpește copiii. Exact pe același calapod ca teroriștii. Pur și simplu, Rusia nu mai are ce căuta în ONU. Da, dacă se opune China, că și aia a fost fraier de la ONU, niște idioți. Da, lasă să ne împăcăm, să fie unanimitate. Nu lasă că vă trag ăștia cu unanimitatea de vă iese pe nas. Hai bă, faceți un ONU al lumii libere, unde Rusia nu are acces. Înțelegeți? Pur și simplu. Pentru că ce au ajuns astăzi organizațiile astea internaționale, s-o bătaie de joc. Da, ISIS răpește copii, statul islamic, da, Rusia răpește copii. Mă duc mai departe. Da? Ce vor să facă teroriștii ăștia islamici? Islamiștii. Să șteargă identitățile. Să șteargă identitatea culturală, religioasă mai ales, pur și simplu să facă să dispară comunități. Da? Ori treci la islam, ori mori. Ce face statul terorist rus? Vrea să șteargă identități naționale. Vezi, Ucraina. Ori treci la Rusia, ori mori. Ori îmi spui că ești rus, cu mama Rusie, ori mori. Adică aceeași paradigmă și nimeni nu mai poate să vină să spună, domnule, nu-i chiar așa.
Pentru că sunt din breaking news-urile pe care noi le-am văzut. Atenție, le-au văzut și rușii. Și rușii, dacă ar fi deștepți, s-ar trebui să întrebe, bă, dar dacă ăia sunt ucrainieni și limba lor seamănă mai mult cu poloneza și cu slovaca decât cu rusa, dacă ăia n-au niciun chef să fie ruși, noi de ce vrem să le ștergem identitatea? Cum poți să spui despre un popor tu că nu există? Din moment ce ăla își afirmă existența. Că atunci înseamnă că și eu, da, nu știu, Franța, Germania, România, cine vrei tu, Polonia, pot să spun rușilor, voi nu existați. Dar nu se poate chestia asta, pentru că noi suntem civilizați în secolul 21. Ăștia au rămas în evul mediu. Da? Statul islamic, da? Statul terorist rus, aceeași paradigmă. Da? După aia, invocarea lui El de sus. Vin islamiștii, Allah. Allah Akbar, să vină Allah, să te bată Allah, să-ți facă Allah. În numele lui Allah te omor, în numele lui Allah îți tai capul, te violeze în numele lui Allah, îți răpesc copilul în numele lui Allah. Ce face statul terorist rus? Vine Kiril și începe. În numele lui Dumnezeu pravoslavnic, Dumnezeu, 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 ortodoxia rusă, care n-are nicio legătură deja cu ortodoxia normală sau cu orice altă credință. Da? Să vii să dai cu busuioc cu ăla, zi-mă cum se numește să-l botez. Știi, soarele, că eu nu prea mă duc la biserică, da? Așa? Să dai cu busuioc cu apă sfințită pe bombe, când bombele alea știi că vor omori copii, vor omori femei, vor omori nevinovați. Nu e un război de apărare pe care îl duce Rusia, dar îl invocă pe Dumnezeul ăla ortodox al lor, tocmai cumva ca să ducă ideea unui război mesianic pentru existența patriei. Așa fac și ăștia din statul islamic. Da? Și ei merg cu Allahul lor, dă-i să meargă. Adică nici o diferență. Vine statul islamic și zice, și nu de acum, domnilor, islamul trebuie să se întindă pe toată planeta. Indiferent cum, prin moarte, prin violuri, prin răpiri de copii, prin nașteri de copii, mereți și mulțiți-vă pe acolo, prin Europa, luați ajutor social și fiți deștepți, ok, da? Trebuie toată planeta să fie cu islamul după ei, cu Allah, să fie ca măgarul între ei, da? Să ducă turma, ok? Ce face Rusia? Ruski mir, da? Lumea rusă, dacă vă uitați un pic la mesajele Rusiei și mesajele statului islamic, da, și tuturor teroriștilor din lume, este același. Toți teroriștii din lume au crezut că fac o revoluție și revoluția trebuie să fie mondială și toată lumea trebuie să fie, da, sub papucul lor, să gândească ca ei, și dacă nu gândesc ca ei, nicio problemă, tu ești omorât, tu ești violat, tu ești răpit. Ăștia sunt rușii. Pe mine mă miră că nu există analizele astea în interiorul Rusiei. Bă, totuși, unde vrem să mergem? Suntem și noi ruși în secolul 21, acum ne place, nu ne place, ar trebui să ne placă foarte mult că suntem cea mai mare țară din lume, să fim liniștiți, avem resurse căcălău să fim liniștiți, de ce să mă duc eu să intru peste ceceni? Da? Pe ceceni, de exemplu, ca să vezi statul terorist, și nu numai de acum, sovieticii în septembrie 45 pur și simplu i-au expulzat pe toți cecenii din Cecenia. Deci, bă, te-au luat, ești cecen, bâși de aici. Adică au înlocuit populația. Abia în 1957 au avut voie cecenii să vină înapoi să-și vadă ce-o mai rămas din Cecenia. Adică exact ștergerea identității. Așa au făcut și cu Crimea când au deportat tătarii și au adus ruși. Și după au zis, e rusă, înțelegi? Până prin 91, un cecen nu putea ocupa o funcție la stat. Nu putea face o școală superioară. Trebuia să meargă în Moscova și acolo se declară de altă naționalitate. Da, m-am născut în Cecenia, dar sunt altă naționalitate. Ca să poată cât de cât să meargă la o școală. Rus. Ok? Bun, mă duc mai departe. ISIS. Ce face? Mercenari. I-ați văzut pe ăștia de acum. Ăștia patru de acum, da, din Tajikistan, sunt mercenari ISIS, nu sunt tip de aia care au fost antrenați în tabere, se vede, l-ați văzut pe... Stați-mă să-l văd pe prostul ăsta. Dă-l pe prost. Așa. Ăsta e prostul. Prostul satului. Dacă ar fi după 12 să vezi ce aș face. Nu, în mod simbolic mă țin de șliț. Că dacă are, uite, cum stau cu limbuț acolo. Dar uite, pot să stau așa. Să vă spun aici de... Mă dau șalele.
Și mă uitam la mercenarii ăștia pe care i-a luat statul islamic, ISIS. Vai de capul lor, plătiți, bă, îți dau 5.500 de dolari, du-te și omoare pe ăia, ăla tremura acolo, vai de mama lui, nu sunt antrenați în tabere. Un de la care e de acolo din Iți, la urla, la Akbar, mândru că merge la crăcitele din rai, fai de capul meu, are un libido, cât camera aia de unde mă filmează copilul ăsta, înțelegi? Și ce face Rusia? Face la fel. Amintiți-vă de știrea cu indienii apăcăliți că merg la muncă. Da, domnule, mergem aici, ești indian, poți să vii în Rusia să muncești. Și dintr-o dată s-au trezit în linia întâi, în front. Și au zis, bă, dar noi am venit la muncă. Păi băi, munca noastră este să mergeți acolo, să luptați cu ucrainenii. Invazie, dă-i să meargă. Adică exact aceeași paradigmă. Acum s-ar putea ca rușii să aibă... Nu mai pui un pic. Că iar mă dor și ale... Și rușii s-ar putea să aibă o problemă. Ăștia de la statul islamic s-au enervat foarte tare. Și au zis, bă, băieți, i-ați bătut pe ai noștri? Să vă așteptați, zic ei, la evenimente sângeroase. În seara asta au dat undeva pe la ora 21, da? Să vă așteptați la evenimente sângeroase și vom face grozăvii în Rusia. Acum știi cum e? Eu zic, bă, faceți dacă se poate, dar în interiorul Kremlinului sau în interiorul, acolo unde vedeți așa instituții de-astea de stat, mai ales militare. Acolo, uite, eu vă țin pumnii. Nu, când e vorba de nevinovați, nu o să zic niciodată că vă țin pumnii, dar este foarte clar că între frații ăștia de cruce și de semilună alții, da, s-a iscat un război. Acum Putin va trebui să stea cu ochii beliți în Rusia. Pentru că statul islamic este la fel ca rușii. Da? Ăia nu stau la povești. Ăia dacă vor să omoare, omoară. Rusul e la fel. Vezi, deja este al șaptelea element care îți arată că Rusia este umăr la umăr, are aceeași paradigmă de existență, cel puțin de existență politică, da? Ca statul islamic. Și se va întâmpla, băieți. Se va întâmpla într-o vreme sau alta. Pentru că în momentul în care apar provocări în țară, există ăia cățeii din jurul lui Putin care își văd amenințată poziția. Și exact ca Lukashenko, care se gândește, băi, va veni o epocă post-Putin. Eu trebuie să am niște argumente în fața ălora care, no, cu care vreau și eu să negociez, că vreau și eu să trăiesc mai bine. Să zic, bă, dar e adevărat că am fost aliat cu ăsta, dar știi, în momentul ăla important, le-am zis ălora că nu vreau să meargă către Ucraina, ci spre Belarus. Adică i-am dat peste nas lui Putin. Așa vor face și cățeii lui Putin. Încet, încet vor vrea să își securizeze pozițiile. Să aibă aș în mânecă pentru negociere. Mereu s-a întâmplat asta. La naziști a fost la fel. Da? La temir pe unde? Noi nu învățăm în istorie. Dar uite, Horthy, că tot îl pomenește românimea câteodată pe Horthy. Horthy din 42 trata cu americanii. Numai că s-o prins Hitler. Eu lua copilul ostatec și a zis, băiatule, dansez cum îți cânt eu, Wagner de obicei, da? Sau ai o problemă fundamentală. Era un fel de arest la domiciliu din 42. O mulțime de astfel de oameni au fost cumva foarte, foarte stresat să-și securizeze poziția post-belică. Pentru că, bun, războiul va trece, într-o vreme sau alta, cu victime, din păcate, multe, cu oameni care nu-și merită moartea. Dar vine epoca aia post-război. Cu cine negociez? Ăștia din jurul lui Putin, este foarte clar că nu vor să-și piardă tot ce au câștigat. Pentru că acolo s-au făcut averi colosale. Mă uitam acum înainte de a intra în emisiune pe Instagram, dăduse cineva, sigur că dacă este estimativă averea liderilor lumii. Păi Putin este acolo în frunte cu 200 de miliarde de dolari. Vorbim de lideri politici, nu vorbim de oameni de afaceri sau oameni care au inventat ceva, nu. Lider politic, ăla despre care se spune că, domnule, ar trebui să trăiască din salariu, sigur că este un anumit protocol, salariul trebuie să fie mare, trebuie să stea într-o anumită casă, să aibă paze, etc., dar din salariu. 200 de miliarde de dolari. Îți dai seama că ăia se evaporă instantaneu când primește ăsta steaua în cap. Înțelegi? Glonțul în căpățână. Dar aia din jurul lor și-au miliarde și miliarde. Îți dai seama că pentru ei democrația este moarte sigură.
Democrație nu merge că faci miliarde din politică. Sunt care fac. Da, sunt care au miliarde. Dar de obicei, ăia sunt așa mai timiduți, stau pe la margine și dispar repede. Alții intră, cum a intrat Berlusconi, deja cu miliarde și miliarde. Ok, domnule, am făcut afaceri, că-s morale, că-s nu-s morale. Nu contează, eu am intrat în politică cu bani. N-am venit să-ți iau ție banii. La ăștia va fi bai mare. Baiul mare va fi și un pic pentru noi, însă avem un avantaj. Noi suntem în secolul 21. Până ne ajung ăștia de nevul mediu, mai trece multă apă pe Volga. Ar vrea să ardă Volga un pic. Pa! Program disponibil pe primaplay.ro.